Foresta Suceava a primit sâmbătă vizita echipei Ciahlăul Piatra Neamț în primul meci din play-off-ul Ligii a treia. Oaspeții au deschis scorul în minutul 2 prin Pântea. Foresta și-a creat primele ocazii importante abia după jumătate de oră de la fluierul de start, prin Căinar și Macongo. Nemțenii își puteau dubla avantajul în minutul 49, când Macongo a respins de pe linia porții. În minutul 75, Foresta a avut cea mai mare ocazie din meci la un șut de la 20 de metri trimis de Martin. Atacantul sucevean a ratat apoi din doar câțiva metri de poartă. Echipa antrenată de Dorin Goian a restabilit egalitatea în minutul 5 al prelungirilor dintr-un penalti transformat de Samson. În următoarea etapă, Foresta va juca tot pe teren propriu sâmbătă de la ora 17 cu Bucovina Rădăuți.